O radiografie de la figurativul imaginar al lui Sabin Bălașa sau Constantin Piliuță până la spiritualismul lui Horia Berneam sau fantasticul din lucrările lui Ștefan Câlțea. De la arta abstractă, conceptuală, practicată de Roman Cotoșman sau Paul Neagu în anii 60 până la figurativul contemporan al lui Gheorghe Figăl, Francis Chiuariu sau Felix Aftene. Nu rata nici lucrările cheie ale artiștilor tineri emergenți, precum Perpetuum in Motion, de Lost Optics, muralist care transformă geometria într-o realitate alternativă, departe de purismul geometriei aplicat în arta plastică din anii 60. Feministe deghizate în meditație pentru acceptarea extratereștilor, de Irlo, o lucrare extrem de ironică și cu un vădit mesaj social. Esquire Man, de Ștefan Ungureanu, amintind de arta lui John Baldessari, sau Algoritmul lui Brinberg, de Nicolae Comănescu, unde gândacul de bucătărie este firul roșu dintr-un lanț trofic ce va determina extinția speciei umane și apariția unei noi forme de inteligență. Sau Cortina Verde, de Oana Farcaș, o compoziție asemenea unui cabinet de curiozități, în care descoperim un discurs conceptual despre sfera identității de gen într-o societate puternic divizată între trecutul său tradiționalist și viitorul progresist. Arta contemporană, ca tablou, al unui anumit context sau moment sociopolitic, a intrigat, a iritat, a distrat sau a stârnit curiozitatea. Astăzi, consumatorul de artă este la fel de important ca opera însăși, prin simpla lui prezență la actul creator. Alege să participi la fenomenul artistic care se întâmplă aici și acum și vină să descoperi povestea din spatele fiecărei lucrări din licitația curentă. Și nu uita! Intră pe www.armart.ro și fii primul care depune o ofertă pe lotul favorit.